canotajul nu reprezintă tot sportul românesc. Vorbim de Chirilă. Cătălin, un sportiv extraordinar. Chiar zilele trecute vorbeam cu el și a zis, doamnă, sunt în formă maximă, ridic greutăți în sală cam cum ridicam înainte de mondiale. Zic, Cătălin, totul trebuie făcut cu cap, nu trebuie să exagerezi pentru că trebuie să respecti etapele și să fii în cea mai bună formă atunci când trebuie. Și noi vorbim de Jocurile Olimpice, este competiția supremă și munca lor de patru ani de zile trebuie să se revadă într-un rezultat. Și mai ales că au demonstrat că pot. Pe Sabrina, Locul 4, la individual, da, deci pe aparate, cu siguranță că un loc 4 pentru un sportiv este cel mai dureros loc, dar la fel îți arată că oricând poți să fii pe podium și atunci investiția trebuie să fie foarte mare acolo, că este greu o echipă de pe locul 10 să o faci performantă de podium, dar un sportiv de locul 4. Poți să-l faci de podium. Și aici trebuie federația să-și să îndrepte atenția, să-și lase borgoliile la o parte, să se adune, să facă echipă și să ajute această sportivă să performeze și, de ce nu, să obțină și medalii. La scrimă, la tenis, la judo la lupte, la tenis de masă. Bernie, chiar glumeam cu ea, zic, după titlul european cucerit anul acesta, i-am zis, berni, de atâtea ediții vă învârtiți în jurul podiumului, încât eu simt anul acesta, simt anul acesta că tu vei urca pe podiumul olimpic. Și a zis, Doamnă, să vă ajute Dumnezeu. Uite, eu îți promit că dansăm de bucurie amândouă pe masă <laughs> și de fiecare dată când o văd îi spun Bernie, fă-mi plăcerea asta, te rog eu frumos, promit că voi face tot ce îmi stă în putere să uh, <laughs> vă fac plăcerea asta. Știu că este greu, dar la fel de bine știu că uh, nu este imposibil.